Mai multe investiții importante din municipiul Drobeta Turnu Severin nu pot fi demarate sau mai mult cele începute sunt blocate din cauza asistării extinderii rețelei de gaze. În cazul firmei Mehedinți Gaz au început demersurile pentru a fi preluată de către RomGaz, cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România. După mult timp în care extinderea rețelei de gaze naturale la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin s-a derulat într-un ritm foarte lent, Mehedinți Gaz a anunțat că a intrat în imposibilitatea de a continua investițiile mult așteptate de către severineni. Primarul Marius Creciu caută cele mai bune și rapide soluții pentru a debloca această situație, având în vedere necesitatea racordării la gaz a mai multor instituții și locuințe din orașul nostru. Mehedinți Gaz așteaptă să fie preluată de RomGaz. RomGaz este instituția statului român. Le mulțumim și apreciem că vor să vină să investească în Drobeta Turnu Severin. E un lucru de bun augur pentru că sunt și bani. RomGaz are și bani, are și posibilitatea de a extinde rapid rețeaua de gaze. Dar în acest moment așteptăm evaluarea făcută de un evaluator independent a Mehedinți Gaz. Dacă cade acord pe evaluare Mehedinți Gaz cu RomGaz, va fi preluată și sper eu ca într-un timp cât mai scurt să înceapă extinderea rețelei de gaze. Mai multe investiții importante din municipiul nostru sunt blocate din cauza asistării extinderii rețelei de gaze. Mai avem pe lângă aceste parcări de care vorbim, primăria mai are și alte investiții blocate din cauza faptului că nu se pot începe aceste investiții, că nu sunt gaze. Vorbim aici, de exemplu, de o investiție pe PNNR 2, pe străzi din schela, să zic așa, de mijloc. Nici schela de sus, dar nici schela de jos. Străzile între cele două comunități putem începe mâine reparația, reabilitarea acestor străzi. Nu putem face pentru că nu avem rețeaua de gaze și după aceea e clar că nu avem cum să le spargem, să începem iarăși. Să înțelegem că Mehedinți Gaz nu va lucra până când nu se va finaliza această... Deocamdată refuză să lucreze. Poate pe undeva este de înțeles, având în vedere că ei așteaptă să fie preluați, să fie cumpărați de fapt, nu preluați, vor fi cumpărate acțiunile și atunci vă dați seama, încearcă să nu mai cheltuie din ce au strâns, că altfel pierd ei. Dar noi avem răbdare totuși, încercăm să înțelegem ambele părți. Pentru noi important este că această preluare să fie făcută cât mai rapid, iar de-a doua zi noi suntem pregătiți cu tot ce înseamnă planuri, autorizații. Le dăm autorizații rapid, doar în măsura în care sperăm ca lucrurile să miște repede. Principalul motiv pentru care Mehedinți Gaz nu mai continuă proiectul este modificarea unei legi. Dacă până anul trecut beneficiarii participau financiar, acum doar firma concesionară investește toți banii. Atât severinenii cât și reprezentanții primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin așteaptă ca extinderea rețelei de gaz să continue. Rezolvarea acestei probleme este prioritară pentru primarul Marius Creciu.